Cetățenii municipiului Zalău care locuiesc în cartierul Sărmaș, în localitatea Stâna, vor beneficia în curând de prelungirea traseelor efectuate de către Transurbis S.A. La proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1, trasee și program de circulație, la caietul de sarcini al Serviciului Public de Transport Public de Persoane prin curse regulate, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local privind aprobarea formei gestiunii delegate a Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin curse regulate, au fost făcute solicitări de modificare de către viceprimarul municipiului Zalău, Gabriela Daniela Coța. În ceea ce privește ruta numărul 13, respectiv care circulă pe Sărmaș, a fost o solicitare de prelungire a acestei rute cu aproximativ 280 de metri. Am fost și am măsurat efectiv, există posibilitatea prelungirii rutei astfel încât să satisfacem necesitățile din zonă, însă ar trebui prelungită cu aproximativ 500 de metri pentru că nu există condiții de a întoarce altfel autobuzele. Propun celor de la Transurbis să facă diligențele în scopul măririi traseului cu aproximativ 500 de metri și să pregătească până la ședința viitoare de Consiliu Local o propunere în acest sens. Directorul economic al Transurbisului, Șoica Otila, prezent în sala de ședințe a Consiliului Local, aflându-se în acest moment la conducerea societății comerciale, a declarat că se va veni cu o propunere în acest sens în viitoarea ședință de Consiliu Local și pentru Stâna și pentru Sărmaș.